Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Amazon deschide primul supermarket dotat cu tehnologia Just Walk Out. Au mai deschis niște magazine mai mici, dar acum au un supermarket de la mare de tot. Ok. Așa? Adică Just Walk Out, pui în coș produsele, ieși fără să mai treci pe la casă, cardul bancar îți e debitat automat și la noi s-a implementat tehnologia asta, dar parțial. Adică prima parte, cu ieșitul pe la casă, fără să mai plătești. Am văzut eu niște scene. Foarte mișto. Deci tehnologia asta Just Walk Out, are, totul e bazat pe un sistem de ăsta de senzori și cântare inteligente. Toate produsele au coduri, senzori, habar n-am, sunt cititoare peste tot și se recunoaște momentul în care un produs e pus în coș, dar știe și când te-ai răzgândit, de exemplu, că nu mai vrei salmon nu știu care și vrei salmon nu știu care și îl înlocuiești, adică îl pui, să zicem, la loc în raft. Și scosul din coș. Da. Okay. Deci, practic, recunoaște tot. Da. Asta este toată chestia și ieși frumos, te duci la treaba ta, la viața ta, nu mai ai nicio problemă, asta mi se pare cel mai eficient. La noi, noi suntem acum, trecem în faza aia de self-checkout, care este foarte enervantă la foarte multe supermarketuri, nu știu dacă ați remarcat. Mie îmi place. Acum sunt poți și la alea. Da, la unele îmi place, la altele nu-mi place deloc. Adică, cel mai enervant, nu o să dăm nume de magazine acum, dar cel mai enervant este un sistem care cred că a fost făcut la rețeaua asta de magazine de concurență, ca să te descurajeze să cumperi. Adică acolo casele astea automate sunt libere și la cele două, trei case care au mai rămas cu casierițe sau casieri, acolo e coadă în permanență. Că lumea se enervează. Sunt unele în care trebuie să pui coșul nu știu unde, nu știu cum, trebuie să pui punguța atârnată pe cântarul nu știu care și tot timpul trebuie să ceri ajutorul cuiva. Sunt cele mai enervante posibile. Păi logic și aici pui coșul cu produsele și practic cât iei dintr-o parte, pui în partea cealaltă. Știu că așa este logic. Așa s-a gândit probabil și patronul de acolo. Să facem așa, logic. Implementarea este o nenorocire. Adevărat. Dovadă faptul trebuie să ai puțină dexteritate. Da, da, da. Dovadă exact asta e. Să... Știi că e un principiu. Să ceri clientul, deci clientului trebuie să fie cât mai simplu posibil să-ți dea banii. Nu trebuie să-i pretinzi. Nici să fie, să aibă dexteritate, nici să se priceapă, nici trebuie să fie cel mai simplu, doar să bage mâna în buzunar și dacă s-ar putea nici aia. Într-una din zile, da. O să scoată chestia asta cu cântarul și o să fii cel mai fericit. Nu, nu, știi? Uite, știi ce? E un alt lanț de magazine. Care nu are chestia cu cântarul. Poți să te duci, îți scanezi singur produsele, ăla mi se pare cea mai deșteaptă chestie, descarci o aplicație pe telefon, îți scanezi singur produsele când le pui în coș. Și în principiu, sigur, ei spun, vă rugăm să nu le puneți în pungi ca să puteți să putem să vă verificăm. Ok, știi ce? Eu le pun în pungi dacă vrea cineva să mă verifice, n-are decât să le scoată pe toate și să le pune la loc. Pentru că nu mai am nevoie să le mai trec, să le mai scot din coș, să le scanez, să le cântăresc, să le pun din nou în altă parte. Nu, mă organizez din prima. Deci ăla mi se pare cel mai eficient lucru. Și cel mai mișto, mai mișto, este ăsta. Just Walk Out. Deci asta, dacă s-ar putea inventa, vezi? Asta e ce ziceam mai devreme. Bă, să-i fie clientului cât mai simplu. Practic, nici să nu mai facă efortul să le ia, să le pună pe bandă, să le scaneze, să le așeze. Practic, le pui în coș și pleci. La auzi, la ăsta, la Just Walk Out, ți-l și feliază? La ăștia, parizerul. Când o să vină la noi, rețineți ce vă spun. O să găsească ai noștri, că dacă pui două pansamente de staniol în locurile potrivite, înțelegi? Ăla nu mai știe exact ce-i cumpărat. Le resetăm. Da. Și eventual mai fac și ceva cu carduri, gen când vor aia să tragă banii, să bată la uși închise. Știi, pe de altă parte, are cardul bani, ceva. Pe de altă parte, mă gândesc la, mă rog, lanțul ăla mare de supermarketuri care are aplicație de scanat. În care scanezi singur și îți pui în coș și pleci după aceea. Mă rog, trebuie să plătești la casă, dar asta e. Da. Nu n-am văzut multe verificări. Cred că se și fură foarte mult. Dar mă gândesc că se fură mai puțin decât ce economii fac ei, pentru că nu mai au angajați atâția oameni la case. Și mă uit la supermarketul ăsta la care mă duc eu, când s-a deschis în urmă cu vreo 2 ani, cred că erau vreo 14 case acolo pe linia aia la ieșire. Acum, dacă mai sunt 2-3, doamne, mare lucru. Să-l lăsate acolo pentru cei care chiar nu se descurcă deloc. Adică, na, sunt o mulțime dintre noi care totuși nu știm cum să facem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.